Vă salut, dragii mei! Prima rețetă din acest sezon cu ingrediente românești va fi o combinație dintre slăninuță afumată, roșii, ciuperci, pătrunjel, un pic de usturoi, brânză românească maturată și, bineînțeles, paste de la Arnos. Dau drumul la treabă. Apa fierbe, i-am pus sare, ca de fiecare dată. Avem crăticioara, un pic de ulei de măsline. Putem pune nu foarte mult, pentru că am și slănină și își va lăsa și ea grăsimea, bineînțeles. E afumată, ce bine miroase. O prăjim un pic. Vreau să fac slăninuța crocantă. Este foarte multă grăsime și am să mai scot din ea. Nu o las pe toată. Punem usturoiul. Am 2 căței de usturoi. Roșiile sherry. Am pus cam 500 de grame. Le-am tăiat în 4 așa, pentru că vreau să-și lasă tot sucul. Sare vom pune la sfârșit. Piper putem pune. Ciupercile. Ciuperci, am pus 4 ciuperci mai măricele așa. Aștept să se gătească ciupercile, între timp fierb și roșiile, bineînțeles. Pentru că folosesc roșii proaspăte, am să pun foarte puțin zahăr. Sosul este aproape gata. Ce mă interesează este să pun apă de la paste în sos. Așa că am să pun pastele la fiert. Cam 200 de grame de paste și le fierb 8-9 minute. Pastele au început să fiarbă. Apă de la paste. Sosul nu-l gătesc mai mult de 10 minute. Pastele sunt aproape gata. Vreau să le fierb și în sos. Măcar un minut. Scot pastele cu paleta, pentru că e posibil să mai am nevoie de apa de la paste. Nu vreau să le stricor, să pierd toată apa. Deci miros într-un fel. Un pic de apă. Mai pun puțin piper. Pătrunjel. Puteți să puneți și pătrunjel, puteți să puneți și busuioc, dar nu leuștea. Nu exagerat după. Și nici mărar. Întotdeauna le amestec înainte. Deci penele sunt pline cu sos. Este brânză românească maturată. Facem și noi brânză foarte bună. O să vedeți că brânza se topește puțin. Deci sunt delicioase. Încercați-le, că sunt delicioase. Și doar ingrediente românești.